La finalul unui meci, antrenoarea Teodora de la clubul Team Cats este martoră la un comportament neadecvat al antrenorului Silviu față de portarul echipei sale. Ea se decide să intervină și să vorbească cu acesta. Antrenorul Silviu încearcă să se comporte ca și cum totul ar fi în regulă, zâmbind și îmbrățișând portarul. Antrenoarea Teodora nu este convinsă și continuă conversația cu antrenorul Silviu. Acesta înțelege că acțiunea sa a fost greșită și îi cere scuze portarului.